Ei, dragi prieteni, bine v-am găsit, mă bucur că suntem împreună. După prăjituri urmează să mai gătim ceva și pentru papa, adică mai consistent, așa, mai, dar nu greu. Mâncare bună, mâncare gustoasă, mâncare consistentă, dar nu mâncare grea, da? Totuși, este iarnă, trebuie să mâncăm în cursul săptămânii, eu știu, fel de fel de mâncăruri de porc, de ce avem primite de pe la țară, ce avem cumpărat. Ah, da, de cumpărate, bineînțeles, de unde puteți să le cumpărați? De la Mona Lisa, prietenii noștri care și de această dată sunt alături de noi cu produse bune, gustoase, tradiționale, sănătoase și mai ales la prețuri convenabile și o gamă diversificată, mai ales în ceea ce privește produsele din carne. Găsiți tot ce vreți dumneavoastră. Vreți să vă cumpărați zahăr? Mergeți la Mona Lisa. Vreți să vă cumpărați ulei? La fel. Vreți să vă cumpărați untură sau slănină sau vreți să vă cumpărați cârnați proaspăt sau mezeluri, la Mona Lisa găsiți tot ce vreți dumneavoastră. Noi nu o să umblăm cu porcării de această dată, adică mă refer cu cârnați, cu caldaboș, cu carne de porc și cu din astea. Nu, nu, azi umblăm cu pește. Facem un pește ușor, bun și foarte gustos. Mai bine zis, o plachie de pește. Deja chitânse când mă gândesc la peștele ăla așa fain prăjit, cu un pat de ceapă, cu un, așa peștele deasupra și cu al doilea pat de ceapă peste și băgat la cuptor și lăsat. Da, stați că o să vedeți despre ce este vorba, da? Nu vă repeziți, nu vă grăbiți, așa că până una alta o să vă spun că avem nevoie de foarte puține produse, condimente, tot ce vreți dumneavoastră, ce vă place și ce gust, ce, mai ales parfumate, fiindcă e vorba de pește. Pește, bineînțeles, pește pe care îl puteți lua de la Mona Lisa. Eu am luat de la ei niște macrou și cu asta basta am rezolvat. Macrou merge foarte bine, fiindcă plachia este săftoasă, are mult sos și atunci macrou, fiind mai un pește mai uscat, își trage bine înăuntru sosul ăla. Ceapă, 2-3 morcovi și cam atât. Și ulei, da, era sol. Și bineînțeles, poftă de lucru, nu-i așa? Haideți la masă să vă arăt în primul rând ce avem noi aici. Așa cum spuneam, peștele, pe care le-am tăiat în bucăți potrivite. Așa, o să-l dau cu sare imediat. Avem instrumentele de lucru, ceapă, așa cum spuneam, multă ceapă, foarte multă ceapă. Aproximativ, să nu exagerez, cam un kilogram de ceapă vă trebuie la o porție de plachie. Cam astea sunt, nu-i așa? E mare lucru? Nu e mare lucru. Doar să vreți să puneți mâna să faceți. Așa că, domnilor, puteți să vă, cum să vă spun, să vă menajați consoartele ca să nu le curgă lacrimile, că toacă ceapa de mila cepii și tocați dumneavoastră, da? Și așa doamna vă toacă toată ziua la cap cu una, cu alta, cu altele, așa că trebuie să măcar să tocați ceapa, da? Ca să vă revanșați cumva, să-i spui, uite, băi, tu mă faci pe mine să și eu te fac pe tine să. Adică ți-am tocat ceapa. Bun, haideți să vă arăt cum se toacă ceapa, cel puțin cum o toc eu. Vreau să vă spun că nu se toacă ceapa mărunde și domnii pot să o facă, se toacă peștișori, se taie bucățele destul de mari ca să nu se topească de tot. Așa că, până una alta, haideți la masă. E, dar cum spuneam, în primul rând, haideți să ne ocupăm de domnul pește. Și pentru asta, așa, punem sare. Ca să aibă timp el să-și tragă sarea până noi punem alălaltă. Așa. Îl lăsăm deoparte. Și noi ne apucăm la tocat ceapa. Așa, tocăm ceapa pe... Așa cum spuneam, peștișori, mai ales că, cum să vă spun, ceapa în permanență trebuie verificată, trebuie controlată, să nu cumva să înceapă să încolțească. Ia uitați cum încolțește asta. Și atunci o rezolvăm așa cum am curățăm ceapa tot. Vedeți, astea sunt bucăți chiar mai mari un pic. Și cu ocazia asta folosim ceapă mai mult, fiindcă e păcat să mi se strice ca la primăvară să aruncăm. Așa. Punem un pic de ceapă, de sare peste ceapă. Bine, o lăsăm așa. Așa.
răzătoarea. Așa. Un pic de sare. Bine. Luăm un ardei gras. Așa, aici am pus ardei gras. Așa am avut eu, un alb și un roșu. Arată și frumos. Bine. Și acum amestecăm bine compoziția noastră și o punem să se dinsuie. Așa, luăm o cratiță cu fundul gros, punem ulei, un pic mai mult. Așa, uleiul s-a încins și acum punem aici ceapa și morcovul și alge. Așa, lăsăm la foc potrivit și noi mergem mai departe, că avem de lucru un pic. Așa, niște făină. După care așa, luăm peștele care a stat cu sare, îl dăm prin făină și îl punem la prăjit. Așa, să vedem și legumele ce fac. Lăsăm să se dinsuie bine. Așa, peștele s-a prăjit bine pe o parte. Îl răsucim. Peștele se scoate cu furculița și cu lingura. Totdeauna furculița de desubt. Dăm focul mic. Așa, după care scoatem o soare peștele. Așa, ceapa s-a muiat cât trebuie. În acest moment punem aici
pastă de bulion sau bulion, ce aveți dumneavoastră. Cam groasă. Ne diluăm cu apă. Așa. E, tot aici punem piper. Fiindcă am pus roșii, punem cam o linguriță și jumătate de zahăr. Atât. Așa. Foi de dafin. De 4-5 bucăți. Împrăștiem peste tot. Așa. Și acum ne pregătim să punem în tavă și să băgăm la cuptor. Recapitulare ce am făcut noi astăzi, facem de fapt ce facem noi astăzi, o plachie de pește și pentru asta am luat pește de la Mona Lisa, l-am dat prin făină, după ce l-am dat cu sare, l-am lăsat un pic așa, l-am dat prin făină și l-am pus să se prăjească pe o parte și pe partea cealaltă, îl dau deoparte, după care am luat multe ceapă, am tocat-o peștișori, am pus acolo 2 ardei de gust așa de poftă, după care ce am mai pus, am pus ulei și sare și am lăsat să se moaie, să se dinstuie bine de tot și niște morcovi tăiați feliuțe foarte, foarte subțiri. Bun, când s-au moiat bine, sună telefonul. Așa cum am spus, am lăsat să se dinstuie totul bine, să se pătrundă, să se moaie, după care am pus niște paste de roșii sau bulion, ce vreți dumneavoastră. Dacă cumva e prea gros, mai trebuie adăugat un pic de apă să iese ca un fel de sos. Acum ce o să facem? O să luăm o tavă. Pe fundul tavei o să punem jumătate din compoziție, punem peștele, după care venim cu cealaltă compoziție deasupra. Se poate pune și în două rânduri de pește, că depinde cât pește aveți. Da, la un kilogram, la o pungă dintre aia, e suficient de cât am pregătit noi aici. Ceapa să fie foarte multă, fiindcă este foarte gustoasă și, atenție, să pregătiți chiar mai mult un pic, fiindcă se mănâncă și înainte de a o folosi la mâncare. Ceapa prăjită, cu nemaipomenită, cu un pic de pâine proaspătă. Bun, de ce mai încolo să-mi iau și un polonic. Așa. Am făcut un pat din ceapă. Acum luăm peștele și îl așezăm frumos mai rămas. O punem peste pește. Așa. Așa.
așezăm frumos, să fie acoperit totul bine. Așa. Și introducem la foc un pic mai iute, pentru 20 de minute, nu mai mult. Au trecut aproximativ 25-30 de minute, să vedem ce avem la cuptor. Țineți minte ce am făcut, da? Hai să vedem cum arată. Ia să vedem. Da. Arată super bine. Așa, și acum în grijă să punem și ceapă și pește. Bun. Să fie curat. Asta a fost pentru astăzi. Să știți că merge destul de repede, cu excepția faptului că trebuie să stea vreo jumate de oră la cuptor. În rest merge totul foarte... Mamă, ce faimoase aici, dacă aș fi ce fain. Și ce fain e așa, cu să iei din saftul ăla de acolo, cu o bucată de pâine proaspătă. Știți cât e de bun? O să vă arăt imediat. N-o să închei fără să le mulțumesc prietenilor de la Mona Lisa, cei care au fost alături de noi, cu un pește bun, renitor și foarte gustos. Am făcut un sos pe lângă, adică am făcut o plachie de pește la cuptor. Dacă vă place, puteți face și o mămăligă, chit că plachia se mănâncă bine cu pâine. Cam asta a fost, ne vedem săptămâna viitoare cu o rețetă nouă, cu ceva bun, cu ceva gustos și foarte ușor. Încercăm să mâncăm un pic mai light, cum s-ar spune, nu-i așa? Adică să nu băgăm la Ramazan chiar atât de grele alimentele, să fie un pic mai ușoare. Asta a fost, ne vedem săptămâna viitoare, v-am pupat, ciao, ciao! De fain, are un gust, nu, altăia, să încercați neapărat să facem.